Hei, prieteni! Mâine sărbătorim Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Haideți să vedem cu ce putem surprinde pe sărbătoriții zilei de mâine. Persoanele care poartă numele de Mihaela și derivatele acestui nume se spune despre ele că sunt firi calme, iubitoare, protectoare, grijulii, oneste, dar și foarte prietenoase, vesele, optimiste. Cu ce le putem impresiona? Cu buchete și aranjamente florale, nuanțe viu colorate, precum firea lor optimistă, veselă, dar și nuanțe arămi de toamnă. Domnica care poartă numele de Mihai Mihail și derivatele acestui nume, se spune despre ei că sunt calmi, răbdători, inteligenți. Pe domnii putem surprinde, bineînțeles, cu o băutură fină. Cele care poartă numele de Gabriela Gabi și derivatele acestui nume, se spune despre aceste persoane că sunt firi șarmante, carismatice, sociabile, comunicative, ambițioase. Cu cele putem impresiona? Cu buchete și aranjamente florale, nuanțe puternice, vibrante. Domnii care poartă numele de Gabriel, Gabi, Gavril și toate derivatele acestui nume sunt ficii sociabile, comunicative, prietenoase, vesele. Cu ce putem surprinde? Pe domn, bineînțeles, cu o băutură fină, lângă care putem adăuga un mic aranjament floral, deoarece doamnelor să știți că și domnii pot primi flori. Pe lângă buchetele cu flori, aranjamentele florale și băuturile fine, mai putem adăuga prăjiturile, produsele cosmetice, bijuteriile. Toate aceste elemente, să știți că sunt ideale pentru a alcătui un cadou de efect fantastic. Oferiți și dăruiți flori, cadouri, urări, zâmbete, îmbrățișări, absolut tuturor persoanelor dragi și importante din viața voastră. O zi și o săptămână superbă să aveți plină cu flori și zâmbete.